Dragii mei, iubită familia Domnului nostru Iisus Hristos, suntem atât de bucuroși, de asigurați de Dumnezeu, de trăim această plinătate a cuvântului său, a făgăduinței sale, cuprinsă în această simplă expresie Iată, eu sunt cu voi în toate zilele. Wow, that... Nu lipsește altceva, nu trebuie altceva decât un astfel de cuvânt dat de Domnul însuși. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Sigur, la trecerea dintre 2022 și 2023, personal am avut emoții gândindu-mă la cuvântul care va fi prezentat cu această ocazie, ne va fi dat nou, gândindu-mă că acest cuvânt cumva adă tonul pentru umblarea noastră în anul care se deschide înaintea noastră. Este o deschidere convențională, dar numai puțin reală. Iubiții mei, pentru multă vreme în lume a funcționat, după, după descoperirea, sau mai bine zis, nenorocirea bombei atomice, S-a stabilit această doctrină militară prin care s-a spus nu voi lovi primul. Voi răspunde loviturii, dar nu voi lovi primul în ce privește un război nuclear. A trecut timpul și Statele Unite ale Americii au avansat o altă doctrină care se numește lovitura preventivă. În caz că te percep ca fiind un pericol pentru America, atunci îmi voi permite să lovesc înainte de a fi lovit. Lucrul acesta a deschis ochii altor națiuni și am auzit chiar săptămânele trecute expresia aceasta vom lua în considerare, dacă nu cumva ni se potrivește și nou această lovitură preventivă. Iubiții mei, în timp ce fie că e preventivă, fie că este de răspuns, o astfel de lovitură este o catastrofă pentru pământ, ar distruge populația Pământului, ar aduce în lume iarna nucleară. Sunt, sunt studii făcute și demonstrații sigure asupra acestui lucru. Unii oameni sunt atât de beți încât consideră că nu este un pericol real și alții sunt glumeți, consideră că sunt vorbe goale și unii sunt psihotici, își vor da sufletul de groază la auzirea acestor vești. Noi să ne ajute Dumnezeu să fim oameni cu picioarele pe pământ, dar cu gândul în ceruri, la cel ce a promis acest lucru. Eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Ni s-a spus că orice călătorie începe cu un pas întrebarea care se ridică, bine, bine, dar care este pasul acela? În ce constă pasul acela? Păi muți dreptul în fața stângului sau stângul în fața dreptului cu stângul înainte marș sau cum... Nu, nu este vorba despre așa ceva. Eram la Cluj la o întâlnire cu reprezentanții Națiunilor Unite și domnul se numea Ron Nickel de la Națiunile Unite, care a stat la masă cu noi, domnul general Ioan Chiș, comandantul penitenciarilor din România, era gazda noastră și am fost așezat la o masă rotundă, mare. Eu îl ajutam pe un om care nu se putea hrăni singur și deodată domnul general cu sufletul dumnealui incomparabil și larg și binevoitor și zâmbetului, vă rog, serviți, poftiți, masa era foarte încărcată și am spus, bine, felul 1, începem cu felul 1 și de în sus s uitat, da, care este felul 1, pentru că toate erau pe masa acolo, felul 1 este rugăciunea. Am zis în engleză și domnul Ron Nickel de la United Nations imediat a prins ideea și a spus, ia, este de primul, felul 1, servim felul 1, roagă-te tu. Și atunci am spus o scurtă rugăciune. Orice călătorie începe cu un pas, dar care este pasul acela? Masa viții, sau începe cu felul 1. Care este felul 1? Felul 1 este rugăciunea, adică este trăirea sufletului nostru sau la noastră în prezența lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă deschiderea inimii înaintea lui Dumnezeu ca a unui prieten. Acesta este pasul 1, aceasta este lovitura preventivă nu distrugere, ci pregătirea ființei noastre prin rugăciune și prin uh, uh, prezența lui Dumnezeu în viața și ființa noastră. Dacă vom îndrepta uh, atenția spre Sfânta Scriptură, vom descoperi că Ezra, cărturarul Ezra, a aplicat acest înalt principiu, primul pas în cea mai lungă călătorie vor orice mai lungă călătorie începe cu un singur pas, dar la cel singur pas și prim pas este a fi, a veni în prezența lui Dumnezeu. Ezra 8, acolo la râul Hava am vestit un post de zmerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Acesta este pasul 1 pe în călătoria aceasta. Acesta e pasul 1 în cea mai îndrăzneață și riscantă întreprindere, rezidirea Ierusalimului. Toate lucrurile care au avut loc acolo au o semnificație extraordinară și o legătură vie cu ceea ce se întâmplă acum în prezent. Dar acesta este primul pas. Vom merge acum într-o împrejurare care, de asemenea, are legături vii cu prezentul nostru. 2. Cronici 20, versetul 1, este, prezintă deschiderea unei primești atât de grozave încât Biblia spune despre regele Iosafat. În spaima sa, Iosafat e, e, e plin de spaimă. În momentul când au venit și au spus că o mulțime e incomparabilă cu. Micuța la turma lui Israel. Și o mulțime înaintează împotriva ta de dincolo, de mare, din Siria, de peste tot, o coaliție a fost, de fapt. Care înainteau împotriva unei mici mâini de oameni. Și realist fiind, Iosua se înspăimântă, nu se duce să se îmbete ca să nu-și mai aducă aminte că vine primejdea peste el, nu se îmbată cu apă rece sau cu nădejde înșelătoare, nu, ci este realist, este lucru de spaimă ce se aude astăzi în lumea noastră. Să te ferească Dumnezeu de cineva care nu are ce pierde, că atunci omul acela e în stare să facă un rău nemai auzit și... Ați auzit de sinucigași care au lăsat scris că vor pleca din această lume însoțiți de unii oameni și așa este, i-au omorât și au, au făcut rău un om care nu are ce pierde. Și o mulțime ca aceasta, care nu avea niciun Dumnezeu și care nu avea ce pierde, un fel de mercenar de coaliție înaintează împotriva unui popor a cărui istorie nu o cunoaște pe Dumnezeu, nu îl cunoaște, dar, dar oamenii aceștia oamenii aceștia își, își, investesc, dacă nici nu e bun cuvântul ăsta, viața lor într-o așa, într așa întreprindere ca aceasta. Și vom descoperi în Scriptură că nu erau niște oameni străini de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei și totuși erau teribil de ingrați în atitudinea lor. Dar haideți să urmărim pe Iosafat, care e primul lucru de făcut într-o situație de amenințare cum este aceasta. Ce e de făcut la începutul acestui an când din toate părțile se au tot felul de vești, din lăuntru țării, din afara țării, de pretutindeni, tot felul de zvonuri circulă. Este o stare generală de nesiguranță pentru că nimeni nu știe în ce constă adevărul. Este totul învăluit în ceață, în misterele. În Și rămâne un singur lucru, acela care este spus în cartea lui Iov. E adevărat că e nor, e ceață, nu se știe care e un adevăr sau altul, dar soarele strălucește în dreptul norilor, soarele este tot acolo. Este așa cum a fost trezit Lincoln în, în 1833 la marea cădere de stele din noiembrie și și au țipat oamenii și au spus: "Domnule, Lincoln, e sfârșitul lumii, e sfârșitul lumii, și el a mers la fereastră, a privit, a văzut într-adevăr milioanele de stele care cădeau simultan, dar s-a întors liniștit în patul lui și a spus, nu este sfârșitul lumii, marile constelații sunt în locul lor, carul mare, delfinul și celelalte, Orionul, sunt toate acolo. Acest lucru este sigur și în vremea noastră. Este o inimaginabilă cădere de stele, dar constelația lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși este prezent, este acolo unde a spus că nu este nici schimbare și nici umbră de mutare. Care este deci primul pas pe care îl face Iosafat și la care suntem chemați să participăm și noi? Versetul 3. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici în 2 Cronici 20, la versetul 3, Iosafat și-a dreptat fața să caute pe Domnul. Nu și-a îndreptat-o spre armament, nu și-a îndreptat-o spre armată, nu și-a îndreptat-o spre vrăjmaș, nu și-a îndreptat-o spre copii, oameni fără apărare, ci și-a îndreptat fața spre Domnul. Acesta e pasul, primul pas cu care începe o călătorie, fie ea cea mai primejdioasă, cea mai lungă posibil, primul pas este Dumnezeu. Așa începe scriptura. La început, Dumnezeu. După aceea, începem să mișcăm picioarele într-o direcție sau alta. A vestit imediat un post pentru tot Iuda, pentru toată țara, pentru toți credincioșii. Vă îndemn să faceți ceea ce și eu fac într-o perioadă ca aceasta. Să stăm înaintea lui Dumnezeu într-o atitudine de adâncă zmerire să înțelegem că primejdia este reală din multe puncte de vedere, poate e mult mai grav decât ne dăm noi seama, dar să ne dăm seama că Dumnezeu e mai mare decât primejdia oricare ar fi ea și să stăm înaintea Lui până ne vom liniști inimile, cum spune Ioan acolo, până ele vor căpăta această încredere în Dumnezeu. Scopul acestor vești nu este spaima, noi nu slujim împăratului spaimelor, nu, spaima nu are ultimul cuvânt. Scopul acestor lucruri este să ne trezească atenția și trebuința noastră cea profundă după Dumnezeu. Tot poporul s-a adunat și atunci Iosafat vine în mijlocul adunării în casa Domnului, în mijlocul adunării lui Iuda și Ierusalimului, înaintea curții cele noi și vorbește în rugăciunea lui, se adresează lui Dumnezeu. Aș dori să urmărim care sunt cam câteva, care sunt câteva direcții pe care le-a urmărit el în rugăciunea lui și de care trebuie să ținem noi seamă acum. Este sigur, avem și întâlniri de rugăciune, de natură socială, să zicem, la program, la serviciul divin, dar ați observat cât de timiditate există în noi cu această ocazie, pentru că ea a devenit, a devenit într-un fel, denaturată față de starea aceasta de deschidere a Sufletului față de Dumnezeu. Nu poți să-ți deschizi Sufletul aici când cineva aude și poate vă ziocorește Regăciunea ta sau vinde informații sau creează povești. De aceea vă îndemn, iubiții mei, frați din adâncul Sufletului, întreagă frățetate și Biserică și creștini de pretutindem, vândem ca împreună și cu mine și cu nenumărați alți oameni ai Lui Dumnezeu să luăm un pic de timp cu această ocazie și să venim în prezența Lui Dumnezeu că ne așteaptă un drum poate lung, poate primejdios, poate necunoscut, nu, nu știe nimeni, nici cei care se laudă că știu nici cei beți cu atât mai puțin sau drogați, îmbătați de putere, de avere, de faimă, de, cu atât mai puțin e, aceștia nu știu ce este după colț. De aceea să venim înaintea lui Dumnezeu și observați primul lucru cu care a început Iosafat. Doamne, uite cine ești Tu. Tu ești Dumnezeu în cerul și pe pământ. Tu stăpânești peste lumea aceasta, așa cum Domnul nostru Isus Hristos ne-a asigurat și ne-a spus toată puterea mi-a fost dată în cerul și pe pământ. Nu e nimeni de capul lui pe aici, pe planeta aceasta. Poate vom lega anumite mistere de faptul că el a spus toată puterea mi-a fost dată pe pământ și de asemenea în ceruri. Poate vom lega anumite mistere, anumite lucruri care se întâmplă și e un mister cum de s-a întâmplat așa ceva, cum de a plecat armata romană de lângă Ierusalim după asediu pe păi a plecat ca să se poată retrage cei ce au crezut, apoi a revenit. Nimeni nu are o explicație de ce, de ce nu au atacat atunci, de ce nu au făcut lucrul acesta. Nimeni nu are explicații despre schimbările meteorologice, despre vreme, despre starea sufletească a oamenilor. Tainele tainelor, care sunt de fapt la baza uh, mișcărilor văzute de noi, dar uh, a căre, a, care au o parte nevăzută, știută doar de Dumnezeu. Oricum, iubiții mei, vă rog din adâncul sufletului să primiți în inima și viața voastră împreună cu mine acest cuvânt al Domnului Isus, puterea pe pământ îmi aparține mie, toată. Absolut toată puterea. Nimeni nu poate fi de capul lui sau nimeni nu poate face ceva, iar despre voi până și perii de pe capă să numărați. Cu aceasta începe Iosafat. Tu ești Dumnezeu în cer și pe pământ. Apoi el reamintește pentru ridicarea stării lui sufletești, ce a făcut Dumnezeu pentru el. L ai scos tu din viața noastră toate relele acestea, le ai izgonit din fața noastră răul. Tu ne-ai scăpat. De, de aici, din mâna ta, suntem aici. Și tu ești cel care ai dat făgăduința că această țară în care suntem e dată pentru totdeauna, nu pentru o vreme și oamenii ăștia vin acum ca să ne scoată din... Moștenirea aceasta pe care ai dat-o tu. Deci ei nu cu noi au ceva, ci au ceva cu tine. Ei nu recunosc lucrul acesta. Și partea a treia rugăciunii lui au, conține această făgăduință așa de binecuvântată în conținutul ei. Doamne, Tu ai promis că vom striga către Tine, e versetul 9, din mijlocul strâmbtorării noastre și tu ne vei asculta și ne vei mântui. Pe această promisiunea ta zidește sufletul nostru în crederea pe care astăzi o gustăm în prezența ta, Doamne. Care era situația? Amon și Moab și de diverse națiuni pe care, care, nu au fost atacate, au fost ocolite de Israel la ieșirea din Egipt. Oamenii aceștia care nu au fost atacați, nu au fost loviți, nu au fost provocați, ei sunt cei care acum se întorc împotriva aceluia care de fapt i-a scutit, i-a ocolit. Versetul 11 lămurește lucrul acesta. Iată cum ne răsplătesc ei acum. Noi, deci noi am ocolit pentru că ai spus că ei au rudenie cu poporul tău cumva și uh, ai spus să nu intrăm în amint, am ascultat, au fost păziți. Iată cum ne răsplătesc ei acum, venind să ne izgunească din moștenirea ta pe care ne-ai dat-o în stăpânire. O situație este cu atât mai grea și mai greu de suferit cu cât este mai ingrată, mai josnică. Sunt diverse posibilități sau reacții vis-a-vis -vis de în, în relațiile dintre un om. Știți, triada aceasta: celui care întoarce bine pentru bine și întoarce bine pentru bine și rău pentru rău este omenește, a întoarce. Bine sau a întoarce bine pentru rău este Dumnezeu și a întoarce rău pentru bine este demonic. Sunt aceste trei situații, și Cartea Proverbelor, în capitolul 17, versetul 13, ne spune cât de gravă este cea de-a treia situație. Prima este să întorci bine pentru rău sau rău pentru bine, omenește bine pentru bine sau să întorci bine pentru rău, Dumnezeu Dar, dar cea de-a treia, să întorci rău pentru bine, este demonică. Și Proverbe 17, 13 spune așa. Celui ce întoarce rău pentru bine, nu-i va părăsi răul casa. Probabil că ar trebui să ne gândim mai mult când vorbim despre cel care ne-a făcut un bine cândva pe traseul vieții noastre, de un fel sau altul. Ar trebui să ne gândim din ce cauză, că ă, la un moment dat vom fi să facem un rău. Cumva sunt aduse lucrurile acestea, într-un fel sau altul, de către un vrăjmaș, așa cum a explicat Mântuitorul, și suntem ispitiți uneori să întoarcem rău pentru bine. Nu, nu trebuie niciodată uitat binele binele pe care noi l-am primit, că, pentru că l-a venit de la Dumnezeu prin omul ăsta, nu prin altul. Bun, în Psalmul 55, versetul 12, se vorbește profetic despre Isus trecând prin această situație. Nu învrăjmaș mă bat jocorește, că ce-aș suferi ci potrivnicul, nu potrivnicul se ridică împotriva mea, m-aș ascunde dinaintea lui, ci tu pe care te socoteam mâna cu mine, tu frate de cruce și prieten cu mine. Asta e versetul 13. 14. Noi care trăiam împreună într-o plăcută prietenie și ne duceam împreună cu mulțime la casa lui Dumnezeu. Acest lucru este, e prorocia cu privire la Iuda și cu privire la suferința sufletului Domnului Isus. Dacă mă mă bat jocurea sau mă vindea un vrăjmaș sau ceva, dar tu, cu care am fost și suntem la serviciu divin, și e tu, Gvog, vei fi brutus, cum a zis Cezar, tocmai tu. Celui care întoarce rău pentru bine, nu-i va părăsi reul casa. În momentul când faci un rău omului care ți-a făcut bine, cum era cazul aici, cu eu tu de fapt faci un rău permanent casei tale. Nu-ți va mai părăsi răul casa în momentul în care ai întors răul pentru bine. Poate că ar necesita un timp mai îndelungat să învățăm câte ceva despre lucrul acesta. Acum rugăciunea lui se încheie cu mărturisirea stărilor. Nu știm ce să facem. Dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Nu știu ce să fac, dar știu ce să fac: să-mi îndrept ochii spre tine. Tot poporul se în picioare, asculta această rugăciune și spunea amin, participa. Și răspunsul Domnului a venit prin Prorocul Iahaziel și fiul lui Zaharia. Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Jahaziel, cineva dintre noi, și el a spus, ascultați tot iuda și locuitorii din Ierusalim și tu împărate Iosafat, așa vorbește Domnul, nu voi veți lupta ci Dumnezeu va lupta. Iubiții mei, este o expresie asupra căreia ar trebui să rămâne mai mult și cu noi totdeauna că ea este cea care trebuie să ne însoțească în lucrurile mici și mari, este un principiu de viață. Nu voi veți lupta, ci Dumnezeu va lupta. Bine, dar cum va lupta Dumnezeu și ce am eu? Care trebuie să fie atitudinea mea? Versetul 16. Mâine coborâți-vă împotriva lor. Păi ai spus că luptă Domnul. Păi El luptă prin tine. El ar fi putut să cheme îngeri, spre exemplu, sau să facă o armată din oasele uscate, din valea lui Ezechiel. Nu. El a ales, -a ales pe voi. Ca voi să luptați pentru voi. Prin voi Dumnezeu câștigă biruința în favoarea voastră prin tine. Tu ești mâna dreaptă de ajutorul lui Dumnezeu. Prin tine cel din tâi, Dumnezeu împlinește planurile lui cu viața ta. Acesta este cel din tâi lucru asupra care trebuie să păstrezi atenția ta vie prin Duhul lui Dumnezeu. Coborâți-vă împotriva lor. Spune cuvântul lui Dumnezeu și versetul 17. Nu voi veți lupta în lupta aceasta, ci Dumnezeu și voi veți vedea izbăvirea pe care vă da Domnul, dar voi faceți partea voastră. Ieșiți înainte și întâmpinați. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ, în, în uh, mișca de acest cuvânt, toată adunarea a făcut același lucru și imediat au întors în, către Dumnezeu. Răspunsul lor, răspunsul 19, cântăreții, corul cântăreții din biserică, uh, leviții s-au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeul nostru. Acum, gândiți-vă dacă ați fi fost cineva în armata cealaltă a răutății și a răului și ați fi auzit că oamenii aceștia, în loc să tremure ca piftia, oamenii aceștia cântă cântă de laudă. Cred că ar fi fost o spaimă teribilă, cum a fost și la Erie Hong, de altfel. Să vezi că un om cântă înseamnă că are ceva, se, se rează -mă pe ceva. Îi cântă sufletul, înseamnă că are o asigurare și într-adevăr că una mai înaltă decât aveau ei nu se putea găsi niciodată. Încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, a spus Iosafat. Veți fi întăriți. Încredeți-vă în prorocii lui și veți, fi, și veți izbuti. Încredeți-vă în cuvântul acesta care v-a fost spus. În învoire cu poporul a organizat imediat un cor și aceștia lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul căci îndurarea lui ține în veac. Aceasta a fost din totdeauna expresia omului lui Dumnezeu. Cu tine mă năpustesc asupra unei oști armate. cu Dumnezeul meu sar peste un zid înalt, spune David în Psalmul 18, 29. Bine, dar nu seamănă aceasta a, așa, a pozitivism, a ceva, a, la un fel de beția psihicului. Sau, a, Iremia, capitolul 7, versetul 4, spune, fii atent la un lucru, primejdia are menirea nu doar să te facă să alegi la Dumnezeu, ci să te și cunoști. De aceea a spus Josafat, noi suntem slavi, nu știm ce să facem uite-te puțin la sufletul tău în perspectiva aceasta. Nu lua aceasta ca un lucru care ți se cuvine. Versetul Ieremia 7 ,4, Nu vă hrăniți cu nădejde din șelătoare zicând, acesta e templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Oamenii se laudă cu religia lor, cu denominațiunea lor, cu... Și au scris singur un trecut de glorie și au scris un viitor de glorie. Ei se spun ca și când ar fi împlinit. Eremia spune, nu, nu vă hrăniți cu nadești înșelătoare. Căci, versetul 5. Numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe vădvă, pe orfan, pe, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul ăsta, dacă nu veți merge după alți Dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa veți, vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara în care am dat-o părinților, am dat o părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Așa veți locui în locul acesta. Aceasta este condiția. Așa a spus Mântuitorul nostru Hristos Iisus. Satana nu poate să scoată afară pe satana. Tu care ești rău, încerci să pedepsești răul din altul sau să îndrepți, scoți bârna din ochi, paiul din ochiul lui și bârna este în ochiul tău. E o mare prilej, o criză de felul acesta de a cunoaște adevărul despre noi și de a veni cu el înaintea lui Dumnezeu așa cum este. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare care nu slujesc la nimic. Nu se va întâmpla niciodată. Atâți oameni au murit ținându-se de altar în templul lui Dumnezeu, în Sfânta Sfintelor. S-au refugiat în templu cu gândul că vor fi păziți acolo. Cum întreabă versetul 9? din același capitol din Ieremia 7, versetul 9. Cum? Furați, ucideți, preacurviți, jurați, strâmbă, aduceți strâmbării lui Bal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea, în casa peste care este chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni în spovedania noastră. Avem intenția de a ne opri acolo. Sau este o simplă mărturisire pe care o dictează criza în care suntem. Și când ea va trece frica sau criza, omul se întoarce acolo acest lucru. Sunt, veniți în casa peste care e chemat numele meu, spuneți, suntem izbăviți, oamenii ăștia pozitivi, au credere, au credință, ca iarăși să faceți aceste urăciuni. Aceasta este tâlhărie, spune Domnul. Este casa aceasta, versetul 11, este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peșteră de tâlhări înaintea voastră aceasta este tâlhărie. Să vii la Dumnezeu, să, să te pocăiești chipurile, să te marturisești, să-i cere ajutorul să te scape cu gândul să faci același lucru mai departe. Aceasta este tâlhărie. Este aceasta o peștele de tâlhari? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Dumnezeu vede intenția noastră ca iarăși să faceți toate aceste urâciuni. Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Eu chem pe Domnul cel vrednic de laudă nu mint pe Domnul. 2 Samuel doi cu patru, și sunt izbăvit de răjmașii mei. Dumnezeu, eu, eu însumi văd ce se întâmplă acolo. Iubiții mei frați, nu e nimeni între noi care ar putea să-l ta capul spunând lui Dumnezeu că este într-o stare de așa natură încât Dumnezeu ar fi obligat chipurile să îl izbăvească templul Domnului, templul Domnului. Nu, eu s-a a spus, noi suntem fără niciun fel de putere, nu avem nimic de spus în favoarea sufletului nostru. Vă amintiți când Sanherib uh, bat jocorea pe Israel și încerca să-i bage spaimă în suflet? Unde sunt Dumnezeii Hamatului sau Arpadului? Unde sunt toți? Uh, au izbăvit ei Samaria din mâna mea? Ie avea o grămadă de Dumnezeu acolo. i a luat și i-am aruncat în foc, așa o să fac și cu Dumnezeu vostru, spunea el. Dar Ezechia a spus, nu răspundeți la așa ceva, lăsați-l, nu răspundeți la așa ceva. Și omul acela n-a mai fost văzut niciodată. Doamne lui Israel, Ezra 9, 15, Tu ești drept căci astăzi noi suntem o rămășiță de robi. Izbăviți! Iată-ne înaintea ta ca niște vinovați și din această pricină nu putem sta înaintea ta pe baza a cine suntem noi ci așa cum scrie David în psalmul 18 cu 3, când sufletul se eliberează, ți am mărturisit păcatul meu și tu ai iertat vina mea, eu strig, spune el în psalmul 18 cu 3, Lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Eu sunt sărac și lipsit, nu am merite, dar Domnul se gândește la mine. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu, nu zăbovi Dumnezeule. Aceasta e rugăciunea noastră, Tată. Nu pentru numele nostru, nu nouă, ci numele lui tău de slavă, pentru numele tău cel bine cuvântat. Împlinește, Doamne, în viața și sufletele robilor tăi, a tuturor celor ce își pleacă genunchiul sufletului și inimii înaintea ta la acest început de an. Izbăvește-ne, te rugăm, în numele Domnului Hristos. Deprimești știute sau neștiute, văzute sau nevăzute și fă, Doamne, ca prin tine și sub numele tău să putem câștiga această biruință despre care a vorbit Mântuitorul nostru. Îndrăzniți, eu am biruit lumea.